Adevărat, o chestie foarte importantă în momentul în care personalizați tricouri care sunt deja personalizate. În speță, am aici o comandă de niște tricouri de personalizat. O parte din astea sintetice, care se personalizează de obicei prin sublimare, și împreună cu astea sunt și tricouri din astea de bumbac. Astea ni le-a dus clientul. Și pățiți, noi am spus clientului, în momentul în care noi o să presăm pe tricourile sublimate, o să se ia din culoare. Culoarea sublimată se ia la temperatură mare și o să se transfere pe următorul tricou sau pe următoarele. Depinde cum faci. Aici nu-i problemă pentru că toate sunt negre și în cel mai rău caz puțin aici pe umeri la tricourile micuțe o să se transfere. I-am spus omului, o zis nicio problemă. Ce vă recomand eu? Pentru că ziceți că, ok, dacă omul nu are nicio treabă, care e problema? Problema e că dacă după, sau o săptămână, două, trei, cinci, tu faci un tricou alb, o să-ți facă o umbră neagră. O să se ia sau albastră, sau verde, sau roșie, în funcție de ce culoare e tricoul ăsta. Așa că tot timpul folosiți ori o pustie din asta de silicon, ori și mai ieftin, hârtie de copt. Că pe astea le aruncați și efectiv puneți tricoul aici, îl puneți în presă, după aia vă puneți imprimeul și acoperiți cu folie. Eu folosesc hârtia asta de copt pentru că o arunc după aia. Nu vreau să murdăresc ăsta de silicon. Am grijă mare să acopăr toată suprafața tricoului unde vine platanul. Pentru că nu vreau să mi se ia vopsea pe platan și după aia să-l transfer eu pe alt tricou de la alt client. Fiți atenți la chestia asta. Deci tricourile astea sintetice de sport, de obicei sunt sublimate și se ia, indiferent de culoare.